Bun, dragii mei, bună dimineața și bine v-am găsit la un nou video aici pe România Culture Cars. Numele meu este Bike Vlad Andrei și suntem prezenți la Romanian Retro Racing. Așadar, dragii mei, ne întoarcem cu vlogurile de la curse, să-i dăm drumul la treabă pentru că avem foarte mult de filmat. Am ajuns relativ destul de târziu, dar încep sesiunea de antrenamente aici la Romanian Retro Racing, urmând apoi, dragii mei, Romanian Endurance Series, care evident va fi în celălalt vlog. Așadar, let's go racing și vroom, long time no see! Bun, dragii mei, și acum să spunem și noi câteva reacții, ca să spun așa, la cal. Am fost în spate la paddock și am văzut multitudinea de mașini înscrise atât la regularitate cât și la viteză, așa cum sunt intitulate pe site-ul oficial Romanian Retro Racing, unde evident site, Instagram, Facebook, tot ce ține de această competiție le veți avea în descriere. Ca o mică mărturie, ca să spun așa, în fața voastră, sunt foarte fericit, mă aflu la Motorpark, iată, la al treilea an consecutiv la competiții. Competiția de circuit, dragii mei, încep să crească din an în an. Pot spune sincer că, cel puțin la regularitate și aici la viteză, înscrierile sunt foarte mari, adică foarte mulți piloți care s-au înscris, îmi cer scuze de greșeală. Și chiar acum atinge băieții de la regularitate și fac turul de antrenament, evident urmând calificările și apoi cursa lor oficială, care vor fi două, apropo, două de viteză, două de regularitate, pe care le voi filma și pe acestea, startul și eventual câteva linii de start, de start finish pe acolo, depășiri ce mai sunt, atât regularitate cât și viteză. Trebuie să vă spun, dragii mei, că mă bucur foarte mult că mă urmăriți și sper să veniți și voi la competiție de circuit. Sper că din vlogurile pe care eu le fac reușesc să vă atrag atenția și până la urmă asta contează. Iată, într-un cadru organizat poți să faci și foarte multe lucruri și slavă cerului, competiții de circuit avem foarte multe, de la, iată, discutăm de retro racing până la competiții de prototipuri, eu zic de monoposturi, de prototipuri, poate și în viitor de monoposturi, competiții de enduranță, touring, CT-uri și așa mai departe, dar evident și clasicele, viteză în coastă, slalom, super slalom, autoslalom, înțelegeți voi ce vreau să spun, și bun, cam asta a fost micul moment, să spun așa. Continuăm vlogul și hai, let's go racing, from long time no see și bine am revenit! Thank you.
acesta a fost vlogul de la Romania Red Racing. Două curse interesante, atât la viteză cât și la circuit. L-am aici invitat pe Andrei. Salut, Andrei! Salut. Spune-ne câteva reacții de la acest weekend de la Romania Red Racing. A fost fenomenal. Dragii mei, acum se pregătesc băieții de la Romania Red Run Series. Cu ei ne vom întâlni mâine. Așadar, dragii mei, până data viitoare, eu am fost Bike Vlad Andrei, împreună cu Andrei Mihai. Pe Andrei îl vom mai accepta la alte curse, evident, îl vom invita ca să fie la fața locului. Și țineți minte, Stada nu e circuit. Let's go racing room și toate cele bune. La revedere, pe curând. Salut.